Ne-au chemat degeaba. Nu ne-au chemat degeaba. Nu. Ne-a deschis-o. Degeaba ne-a deschis-o, că e goală, dragii mei. În această prea frumoasă zi, în mijlocul Suceavei, cartierul Arena Suceavei, în zona în care am dat drumul acum o săptămână și ceva la 100 de pizza pentru copii năcăjiți, astăzi lansăm ultima provocare pentru voi, dragilor, pentru măritorii News Bucovina și pentru suceveni, pentru cei cu suflet mare. Astăzi, dragilor, avem... E ce aia de la Sotheby's, sau cum se cheamă, tate, firma aia mare de licitații internațională. Aia pistol cu apă. Astăzi, dragilor, astăzi scoatem scoatem pentru dumneavoastră niște chestii pe masă. N-a văzut Londra, n-a văzut Parisul. Londra, că pe de Londra aici, că omul nostru e pe Londra mai mult. Da? Urmăriți, vă rog, materialul, share-ul, like-ul, nici nu se mai pune în discuții. L-ați dat, da? Și subscribe-ul pe canalul de YouTube și hai să nu facem reclamă, hai să dăm drumul la material, tati. Urmăriți materialul și vă rog să dați mai departe. Poate găsim oamenii de care avem nevoie neapărat ca să facem 100 de copii fericiți. Haideți! Deci, cum facem așa? Serioasă treaba, da? Fii atent că de acum ne-am lansat acum, mă gândesc, 15 dată, 15 de ori, fii atent. Asta ca să vezi că-s băiat voinic. Dragii mei, bine v-am regăsit, sărbuna doamnă, bună ziua domnilor. Astăzi vă prezint doi domni care știți că de ani de zile se apucă de prostii. Ultima prostie pe care vor să o facă e să trimite 100 de copii mai puțin norocoși decât noi la mare, la sfârșitul august. Ece homo, cum se spune, iată băieții, Vasile Bolohan, bună dimineața! Bună dimineața! Și domnul Andrei Bacoș. Bună dimineața! Ai văzut că am zis Vasile Bolohan și domnul Andrei Bacoș, pentru că domnișor, da. Andrei Bacoș, că, oamenii mari trebuie să plece capul în fața celor tineri. Întotdeauna. Nu? Întotdeauna. Că cine nu știe să-și asculte tinerii, nu ajunge departe. Nena Vasile, a venit momentul zero. Momentul zero. Ce facem noi aici? Cu cine ocupăm noi zilele aceste zi drept? Permiteți-mi mai întâi să-ți mulțumesc Infinite Pizza. Tati, uite, îi pui prețul Infinite Pizza ca să ne-a lăsat să ne găzduiască o jumătate de oră să ne facem... Vine aici lângă mine ca să mă văd și mine. Să ne facem cunoscută acțiunea pe care vrem să o demarăm chiar acum. Zi despre ce. Pentru cele 100 de pizza. Aia zis-o la început ca să fie treaba bună, să nu... 102 pizza, dar... 102 au fost? Se știe doar de 100, dar au fost 102, da. Să le dea Dumnezeu sănătate celor de la Infinite Pizza. Mulțumim foarte frumos. Deci, azi lansăm celebra provocare pentru cei 100 de copii, da? Da. Ne dorim să scoatem anumite obiecte la licitație pe sume modice, bani pe care... De ce modice? Cât poate lumea să dea că e nevoie de bani? 100 de copilași, îi trimitem la mare. Am fi foarte entuziasmați să primim cât mai mulți bani, dar noi o să le scoatem prin niște sume modice, obiecte care le-am strâns de prin casă. Aveai, nu? Eu stăteam într-un dulap, nu? Am primit și donații. Am înțeles, am înțeles. Ia, ce aveai prin casă, Vasile? Eram curios, ce aveai tu prin casă și nu-ți trebuia ție așa, zi drept. Dacă se poate să începem de aici. Ia. Am primit, wow. Tu ești pe credință, știu că tu ești mai mult pe credință. Am o prietenă care este și frizeriță și pictoriță în același timp. Așa. Și ea face aceste obiecte minunate ce reprezintă ouă de struț pictate cu icoane, cu foițe de aur. Poftim? Foițe de aur. Da? Da. Este foarte greu de pictat. Mi-a explicat procedura. Ne-a dăruit 6 ouă. Să le dăm tot pe niște sume modice. Tot bani pe care îi folosim pentru copiii în acțiunea care o demarăm să plecăm cu ei la mare. Ăsta e cu foițe de aur? Da, sunt cu foițe de aur? Da. E foarte multe lucruri așa. Atent ce-au făcut. Deci e ou de struță asta, da? Da, ou de struță. Specificați treaba asta. Dar nici nu știu cum să-l ating, că dacă... Nu-i paștere, dar sunt oameni poate care și-ar dori să aibă așa un obiect în casă și... Să-l facă... Da, ca ornament, să spunem. E foarte... Încet, îl punem încet. Cu asta de la cât pune licitația, la cât o să fie? Noi ne-am gândit, după munca pe care a prestat-o această doamnă, ne-am gândit, nu știu, 500 de roni în ouleț. Mi-a explicat că merită toți banii. Nu vreau să condamn munca acestei femei. Am înțeles. Eu zic 500 de roni. Exact. 100 de euro, cum ar veni, pentru cei care vin din diaspora. Merită răsplătit. Am înțeles. Da, sunt adevăr. Muncă aici, tati. Muncă, uite-te un pic la detalii, fii atent un pic. Mă doare sufletul numai că mă gândesc cât o stați și cât o chinuiți și dai cu picturi. Fiecare om are ceva ascuns în el. Ceva bun. Da, ceva bun. E ceva rău, dar acum scoate numai ce e mai bun. Mai dat pe epiceles, dar văd că e și o iconiță acolo. Icoana este tot primitul de la ea, este făcută în ulei pe pânză, pictat și da, arată incredibil de frumos. Acea icoană, la câtă muncă a prestat, mi-a spus că ar fi, se cere minim 2000 de RON pe ea, acum nu. Wow! Ia uite-o, frate, da. Din 2020, într-adevăr, da. E pictată pe pânză. Da, o păstrează de mult timp, nici nu vrea să o vândă, dar a zis că pentru cauza asta este de acord să dea și îi mulțumim foarte frumos. Tate, ce zici? E frumos, nu? Am înțeles, Ana Vasile. Zi mai de. Zi mai departe că mi-e și frică să pun mânuța. Mai aveam niște obiecte personale care... Acum intri la finețe. Sunt oameni poate pasionați de mici. Pipe, nu? Astea sunt niște pipi care... E o colecție de pipi. Tot poate cineva i-ar place să aibă în casă, nici nu știu, drept să vă spun, cred că... O să vezi că noi să scoți la agitații cu cât... Mi-a explicat că din bambu, nu mă pricepe, un lemn serios. Știu, 100 de roni o să scoatem la licitație. Vedem cât o să vrea să dea lumea, s-ar putea ca lumea să spună, mă, vreau eu să o am pe la... Poate găsim cineva care fumează doar pipă și ar place să le aibă, poftim, 100 de roni, eu zic că e o chestie frumoasă. Ia zi. Aici aveți... James Bond Thunderbutch, ce Pelicula din film din 1969, dacă nu mă înșel. Din filmul James Bond, pelicule din film, da. Tăitură din film. Da, din film. E pelicula originală din film. În spate este certificatul de autenticitate. Ne-l puteți arăta, domnul Bolohan? Cu tot, da. Arătați-ne-l puțin ca să nu... Aici este certificatul. Se poate verifica lucrul ăsta. Deci chiar sunt bucățele din film, tăitură din 69 cu James Bond. Da, cu... Sean Connery sau nu Sean Connery. Ba da, Sean Connery. Da. Sean Connery. Am nimerit. Da, el e, da. Mă, ce vremuri. Tot îl scoate în licitație cu o sumă oribilă de 100 de roni. De 100 de roni. Da. Am priceput. Ia. Aici l-aveam. Și ăsta avea într-un sertar acolo. Da, e autograful original. Colegul tău de cameră din Londra, nu? Lewis Hamilton, campion de 7 ori Formula 1. E autograful lui, poate că sunt un pasionat de Formula 1. 2013. Din 2013, semnătura. Super tare, super tare. Da, tot. Sincer, 100 de roni, poftim. Noi să știți că pentru fiecare 100 de roni e foarte binevenit. Am înțeles. Ca idee, dacă am 100, 200, 300 de roni, de 300 de roni bănuiesc eu că putem lua înghețată la foarte mulți copii. Asta e planul. 3 de înghețate, din aia nu foarte bune înghețate. Mai micuțe, la 5 lei. Da, da. Ce-i cu tabloul ăla? Că eu nu sunt un film cunoscător. Aici Andrei vă poate descrie. Domnul Bacoș, intrați dumneavoastră în rol, vă rog frumos. Acest tablou este cu totul special, deoarece provine chiar de la un copil de la Fundația Afara, care a fost și unul din copii a fost cu noi la mare anul trecut și a dorit și el să contribuie cu ceva la această expoziție. Este un... La fel, un tablou pictat de el, personal. Îl vom scoate la licitație, nu are un preț de pornire, fiecare oferă cât dorește. Wow! Măcar un copil să ducem la mare cu banii de pe acest tablou. Domnișoara cu pălărie. Asta e din spate! Eu ți-am spus că nu mă pricep. Mie, dacă mi-arăți un cal pe un tablou, încă sunt stresat că s-ar putea să nu înțeleg ce e acolo. Și acest tablou, la fel, de la altă fetiță, tot de la Fundația Afara, da, și ea la fel a pictat acest tablou. Aici înțeleg ce e, în mare înțeleg ce e. Un peisaj nocturn. Un peisaj nocturn cu un telescop ceva, nu? Luna, da. Luna, un meteorit, super. Un meteorit care cade, da. Iarbă, o căsuță. Da. Și acum să revenim la sport, domnul Bolohan, sau mergem cu domnul Bacoș? Da, haideți că vă prezint eu în continuare. Avem un tricou de la Dumitru Vicol, campionul nostru național, suceveanul nostru, care în 2022 a luat medalia de aur. Tricoul ne l-a donat nouă pentru această cauză de a duce copiii la mare. Super. La fel, prețul de pornire va fi... Nu știu, 500, o să vă gândiți, când o să vină ziua... Și acum, piesa Le Pis de piesa de rezistență, tricoul lui Karim Benzema. Asta e și cu uite, că nu l-am pus, pe masă, așa că e într-adevăr, e o poveste, Are autograful în original lui Karim Benzema. Da. Da. Fost câștigător al balonului de aur. Să mai dăm pe după coteț. În 2022. Karim Benzema. La fel îi mulțumim o legendă. Prietenul nostru din Anglia care ne l-a trimis, este garda de corp a lui Karim Benzema. Cine era Nena Vasile, cum se numește tânărul? Nu mai ții minte. Nu, știu de cap. Cred că acum am și eu un lapsus. Da, dar l-am văzut atunci când am discutat povestea. La ce preț vreți să scoateți? Din ce m-am informat... Așa, referitor la aspectele financiare? Cam de la 2000 de lei a trebuit să pornim licitația la acest tricou, să știți. Am înțeles. Însemnând asta înseamnă undeva la 400 de euro. Da. Sunt fani care... O să râzi de Andrei, dar... Deja să știți că avem câteva oferte la el. Pentru el? Da. O să vedem ce și cum. Vrei să ne spui ceva, Nena Vasile? Nu, am un lapsus acum, cum îl cheamă pe băiatul care e garda de corp al lui Karim Benzema și mi se întâmplă să... Mărculese Bogdan, bravo. Nu, cred că sunt semne de Alzheimer care încet în timp să le avem cu toți. Vasile, te-am luat ușor, te-am adus pe aici, să știi că o să primești o pizza liniștit, o dată pe an, te ducem și la mare dacă o să fii cu minte și nu faci prostii. Cel mai cu minte copil din lume sunt eu. Râde cu mine, dragii mei, aceștia sunt cei doi frumoși nebuni ai Suceavei care vor să facă fericiți 100 de copii. Astea sunt produsele. Să știți că în fiecare dimineață, începând de săptămâna viitoare, voi face și eu pe News Bucovina un story, mă voi lipi și eu cumva de această campanie, voi încerca să ajut. Vom prezenta, așa am înțeles la cei doi, dacă nu e adevărat să ne spun acum, în fiecare zi se scoate câte un produs la licitație. La sfârșitul zilei se închide licitația și spunem ce și cum și care e discuția, nu? Ar fi poate... Bănuiesc că ideea bună ar fi, nu știu, acum dacă mai are oricine o idee mai bună, noi acceptăm orice idee mai bună. Ar fi să scoatem în fiecare, începând de sâmbătă, în fiecare zi vom scoate un obiect la licitație, pentru 24 de ore, după 24 de ore închidem licitația, câți bani poate să ofere oricine de orice obiect de aici, noi acceptăm orice bani. Pentru copilași. O singură completare vreau să mai fac, deci mai avem aproximativ 3 săptămâni până plecăm cu acești copii la mare și încercăm să... strângem suma care ne trebuie. Aș vrea să vă zic și suma care ne trebuie, în jur de 17-18.000 de euro pentru a pleca cu 100 de copilași la mare. Cu trenul. Da, cu trenul. Câte, 2 vagoane acum? Câte luați? Un vagon și un sfert. Un vagon are 80 de locuri. Da, trebuie și părinți, trebuie să meargă acolo și niște cadre didactice. Nu puteți merge 2 oameni la 100 de copii. Sunt foarte multe persoane cu dizabilități acolo. Ai 100 așa numai... În banii pe care i-a menționat Andrei, este inclus cazarea și 3 mese pe zi. Și transport. Plus transportul pentru anumite persoane. Plus acolo înghețată. Transportul gratuit. Un popcorn, o apă, un suc, un cico. Exceptând, că a zis ceva domnul Bolohan. O oranjadă, am exceptat lucrurile astea. Deci banii ăștia ar fi necesari doar pentru cazare și masă și un pic de transport. Am înțeles. Dar suntem siguri că întotdeauna am primit... Ajutorul ce veni. Nu, doar ajutorul. Întotdeauna a apărut în viața noastră oameni la momentul în care ne-a trimis Dumnezeu oameni, exact la momentul în care aveam nevoie cel mai mult. Și de asta sunt foarte sigur că și de asta dată noi o să reușim. Și sperăm să ne dea Dumnezeu sănătate și la anul să facem la fel, că consider că noi ca societate trebuie să facem lucrurile astea posibil pentru copiii mai puțin... Mai puțin norocoși. Hai să o zicem așa, mai puțin norocoși. Dragii mei, de sâmbătă începe licitația, fiți atenți la News Bucovina, noi o să vedem link-urile pe paginile de Facebook ale acestor doi oameni minunați, al lui Andrei Bacoș și al lui Vasile Bolohan. Veți găsi locurile în care link-ul să mergeți să licitați. Licitați cu încredere. E o formă de a dona, dar nu neapărat de a dona și a nu primi nimic decât gândul că ați făcut pe cineva fericit, ci niște obiecte frumoase, cu adevărat lucrate. Aici e vorba de muncă, aici e vorba de pasiune, aici e vorba de inimă. Este vorba de niște zâmbete pe care vrem să le aducem acestor copii. Și vreau să vă mai spun ceva. Și eu am să vin cu niște surprize, dar nu le-am dezvăluit acum. Dragii mei, caritatea asemănarea dintre domnul Benzema și mine. Tricou, culoarea tricoului, vezi? Ești campion, ce să mă îmbrăc acum întreb în dimineața asta. Dar m-am de muncit până să mi se ceară autograful pe tricou și o să-l dau, nu? La cât? La 300.000 de urmăritori? La cât să-l dăm? De un pix bun și dăm cu marker. Doamne ajută, dragii mei, nu stați pe gânduri. Faceți măcar un copil fericit. Un om din ăsta achiziționat înseamnă cel puțin 2 copii care au posibilitatea să vadă marea, au posibilitatea să se simtă bine, să se simtă fericiți pentru cât? O săptămână? Cât îi duceți? 5 zile o să fie. 5 zile. Da. 5 zile. Domnul Andrei, mai vreți să spuneți ceva? Nu, plecăm pe data de 1 septembrie seara la ora 8:30 și ajungem înapoi la Suceava sâmbătă dimineața la ora 7:30. Anul trecut ați fost alături de noi, ați fost când am plecat, ați fost în gară când am venit și anul acesta sperăm să ne fiți alături Până la capăt, domnul Andrei. Să arătăm ce facem cu banii pe care strângem de la oameni. Astăzi dimineața am băut cafeaua cu un prieten, căruia am povestit că o să ne întâlnim să facem această acțiune. În momentul în care prietenul ăsta al meu, foarte cum se cade, mi-a spus, mai vreau să vin și eu cu ceva. Ca atare mi-a spus cum dă un set de jante pentru mașină, noi nouțe foarte frumoase, tot așa se discoate în licitații. Și tot pe calea asta, dacă este posibil, dacă mai sunt oameni care au nici lucru și nici obiecte, eu aș vrea în fiecare zi să scoatem până pe 1 septembrie, facem orice obiect poate îl face fericit pe un om. Ca idee, vă spun, o bicicletă. O punem noi pe Facebook o sumă de 100 de romani. Dacă sunt oameni care au lucruri care nu le trebuie, eu cred că putem face o... Da. Orice este binevenit, ca să zic așa, să... În același timp noi facem pe cineva poate fericit că își dorea un ouleț, să zicem, sau o bicicletă. Și pe niște copilași că duceți la... strângem niște bani. Da. Niște bani. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc că existați. Întotdeauna ne susțineți cauzele bune pe care le avem. Nu am pe alții, nena Vasile, că dacă mai erau încă vreo 10 prin Suceava grupuri care făceau treaba asta, poate ea avea de ales, dar sunteți singuri. Noi ne dăm timpul cu drag pentru cauze de genul ăsta și asta consider că trebuie să întoarcem înapoi societății din care provenim, cu toții. Și de asta țin să mulțumesc la toți oamenii buni care ne-au donat în fiecare an de când facem lucrurile astea. Vă mulțumesc din suflet, din toată inima. O codăm pe lacrimi și nu-i bine, adică trebuie să fim așa mai veseli, mai optimiști. Dragilor, să le țină Dumnezeu în ravul, să facă ceea ce trebuie, să-i ducă pe copilași la mare și să se întoarcă copilașii zâmbitori. Vom sta aproape. Începem licitația, facem ce trebuie, ne dăm peste cap, nu contează. Iubiți-ne așa cum suntem, mai frumoși, mai îmbrăcați, mai nemachiați, mai... Ăștia suntem, dar vrem să facem pe alții fericiți. Vă mulțumesc, așteptați-vă la lucruri frumoase, vom veni cu surprize, susținem-le.